David Popovici, băiatul ăsta nu încetează să mă surprindă. Însă cei care mă surprind și mai tare de atât, sunt unii politicieni români prin nesimțirea, ignoranța și tupeul pe care le au. După fiecare performanță internațională pe care obține vreun sportiv român sau vreo echipă românească, apar ei la emisiuni la televizor, dau declarații de presă și postează pe social media, de parcă ei ar fi obținut premiile acelea sau de parcă ar avea vreun merit și mai și abordează atitudinea asta de superioritate și de uite domne ce am făcut pentru tinerii din România și voi ne criticați peste tot. Păi, dragi politicieni români, mă refer la cei din categoria mai sus menționată. Haideți să vă tai puțin elanul. Nu ați făcut absolut nimic pentru ei și nu aveți ce căuta lângă oamenii ăștia care vă sunt superiori din toate punctele de vedere. Baze sportive? Nu avem. Stadioane? Nu avem. Baze de not? Nu avem. Centre sportive de pregătire pentru tinere talente? Nu avem. Echipe de management, marketing și scouting pentru sportivi? Nu avem. Echipe de pregătire fizică, nutriționiști, psihologi sportivi? Nu avem. Instituții de învățământ, școli, licee și grădinițe? Nu avem suficiente. Motiv pentru care zeci de mii de tineri merg la școală după amiază, iar asta îi împiedică serios pe mulți să aibă o viață sportivă sănătoasă. Aeroporturi? Nu avem. Autostrăzi care să lege România de la un capăt la altul, de la nord la sud, de la est la vest? Nu avem. Și voi? Aveți tupeul și nesimțirea și curajul să apăreți la televizor și pe social media pretinzând că ați făcut ceva pentru acești tineri. Timp în care voi nu faceți nimic altceva decât vă opreți buzunarele și plecați capul, stând în genunchi în fața celor din Parlamentul European, care dau decrete și legi care ne pun țara în dificultate, care falimentează o grămadă de firme autohtone, care ne transformă într-o colonie europeană, care ne obligă să dăm milioane de euro pe refugiați care în realitate nu au nevoie. Iar pentru tinerii din România nu avem bugete și nici infrastructură. Închidem teatre și concediem artiști pe bandă rulantă. Iar sportul românesc este la cel mai scăzut nivel posibil. David, nu rămâne decât să te felicit pentru omul care ești, pentru sportivul fenomenal care devii pe zi ce trece și mai mult de atât, pentru că nu te-ai lăsat corupt de inferiorii ăștia care vor să profite de tine și de imaginea ta și dacă ar putea, ar rupe și o bucată din tine. Ia urmăriți-l pe băiatul ăsta și haideți să-l aplaudăm! Păi, în primul rând, mulțumesc că sunteți aici. E foarte frumos. Adică e impresionantă grădina și clădirea și tot. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur să fiu, adică să văd atât de multe fețe familiare, fie din staff, echipă, echipă extinsă, bineînțeles să-l am aici pe antrenorul meu lângă mine. Ce aș vrea eu să spun? Pentru că acum ascultă toată lumea. Când am microfonul ăsta acum. Măi, trebuie să facem sport. Trebuie să facem mai mult sport în țara asta. Trebuie să meargă din ce în ce mai mulți copii la sport, la not. Important e să facă mișcare. Va vorbi mai multe despre asta antrenorul meu, despre cum e nevoie de mai mulți bani investiți în sport, despre infrastructură și... O să las detaliile astea pentru el, pentru că se pricepe mai bine decât mine. Dar ce vreau eu să spun cel mai important este felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii. Vă rog chiar. Felicitări nouă, pentru că știm cât de mult am muncit noi împreună cu... Adică noi sportivi împreună cu familiile și echipele noastre știm cât de mult am muncit să ajungem aici. Numai noi știm. Adică poate că o să fim lăudați, recompensați, toată lumea o să se bucure pentru succesul nostru, dar numai cine a trecut prin așa ceva și apropiații lui știe, domnul Covaliu de față știe la fel de bine. Numai noi știm, de fapt, toată munca care e în spate și sunt foarte mândru de noi. Deci vreau încă o dată să vă aplaud. Da? Merită, merită. Și sunt mândru și de mine. Pentru că visez la asta de când eram copil și e foarte frumos. Mă bucur să vă am pe toți alături, o țară în spate și atât de mulți care mă susțin. Vă mulțumesc și vouă, vă datorez și vouă asta, nu în ultimul rând, mi-o datorez mie, bineînțeles. Am făcut copilul din mine foarte fericit și știu că și voi ați făcut-o și o veți face în continuare. Noi fi eu cel mai matur sau... în vârstă din delegația noastră, dar chiar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri. Și... Da. Încă o dată?
Mai aplaudăm o dată. Da, baftă și hai România, cel mai important. Hai, Adi.